Doamnelor și domnilor, este ora 9, eu sunt Dan Gabor, bună dimineața, bun găsit la știri. A fost un maraton al discuțiilor între protestatari și guvernanți în cursul zilei de ieri. Fermierii au fost invitați la Ministerul Agriculturii, iar transportatorii au mers la Ministerul Transporturilor. După discuțiile purtate pe un ton ridicat, miniștrii Barbu și Grindeanu au afirmat că, din perspectiva lor, situația a fost lămurită. Protestatarii par însă să aibă alte păreri. Sute de utilaje continuă să se îndrepte spre capitală, iar aseară în Constanța, manifestanții au încercat să ocupe portul. S-a ajuns chiar în situația în care mascații au scos armele ca să-i calmeze pe oamenii furioși care încercau să spargă barajul poliției. Colega mea, Antoanela Raileanu, se află în cea mai mare tabără a protestatarilor, cea din Afumați, la intrarea în București și vine acum cu informații noi. Bună dimineața, Antoanela! Te urmărim! Dan, bun găsit tuturor! Chiar dacă e o oră de vreme, vedem că protestatarii deja au început să se adune aici în Afumați. De altfel, tractoarele și camioanele sunt parcate aici de acum câteva zile, pentru că protestul continuă pentru a cincea zi consecutivă. Așa cum ai spus și tu, chiar dacă au fost discuții importante ieri la București, așadar, reprezentanții guvernului nu i-au convins pe cei din stradă să oprească protestul. S-au întâlnit ieri delegația de protestatari s-a întâlnit ieri cu ministrul Agriculturii Florin Barbu și cu ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu. Susțin cei doi miniștri că le-au rezolvat revindicările lor și și-au dat semnătura că vor încerca să le rezolve și pe celelalte care necesită o perioadă de timp. Chiar și așa, chiar dacă delegația de protestatari s-a arătat deschisă să colaboreze cu instituțiile, mai mult decât atât a apreciat deschiderea acestora, aceștia oricum rămân în stradă. Asta pentru că ministrul Barbu le-a promis că unele dintre problemele acestora vor fi adoptate în următoarea ședință de guvern, ceea ce înseamnă că până nu va fi această ședință, cel mai probabil că protestatarii vor rămâne în stradă. Astăzi urmează să aibă loc alte acțiuni desfășurate în plină stradă, nu doar în tabăra de la Afumați, dar și în întreaga țară. De asemenea, la ora 11 va fi o întâlnire importantă la Ministerul de Finanțe. Marcel Boloș îi va primi pe protestatari. Urmează să vedem cum vor evolua discuțiile și dacă vor duce într-o direcție bună pentru ambele părți.